Televizoare, telefoane mobile, calculatoare sau electrocasnice sunt câteva dintre produsele pe care moldovenii le cumpără în perioada de carantină. Totodată și materialele de construcție sunt la mare căutare. Administratorii magazinelor online spun că vânzările au crescut cu 50% comparativ cu acum o lună. Prețurile au rămas neschimbate, iar unii agenți economici vin și cu o serie de oferte pentru clienți. Numărul vânzărilor este în creștere, însă nu îl depășește pe cel al clienților din magazinele fizice înregistrat până la carantină. Dacă îmi faci un top a produselor care s-au cumpărat, primul ar fi, cred că, produsele din categoria gaming. Al doilea top ar fi electrocasnicele mici, cum sunt roboții de bucătărie, blenderii, tocătoare de carne, grătare electrice. Și o a treia categorie este una mai amplă, ne referim la televizoare, tablete, laptopuri, printere, calculatoare de masă. Totodată, comercianții vin și cu o serie de oferte ca să atragă cât mai mulți clienți. Avem livrări gratis pe tot întreg teritoriul Republicii Moldova. Avem livrări gratis pentru electrocasnicele mari, cum sunt frigidere sau mașini de spălat. Avem câteva categorii de produse la care am făcut oferte de preț speciale. Aici ne referim la telefoane, laptopuri, electrocasnice. De asemenea, moldovenii au luat cu asalt și magazinele cu materiale de construcție. Moldovenii, în perioada carantinei, procură materiale de construcție care îi ajută la reparații locale. Acum sunt acasă toată ziua, ei văd diverse probleme și le repară. În mare parte sunt solicitate vopsele atât de interior cât și de exterior, de diverse culori. Reprezentanții magazinelor dau asigurări că produsele comandate online sunt livrate în siguranță la domiciliul cumpărătorilor de curieri care respectă toate măsurile de protecție.